Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șantor, iar astăzi vom învăța împreună marea circulație, numită și circulație sistemică. Inima este un organ cavitar, tetracameral, cu două atri și două ventricule. Partea dreaptă a inimii este separată complet de partea stângă, prin septul inimii, astfel încât sângele neoxigenat din dreapta să nu se amestece cu cel oxigenat din stânga. Atriile primesc sânge prin vene, iar din ventricule sângele pleacă fiind propulsat în artere. Putem identifica atriul drept, atriul stâng, ventriculul drept și ventriculul stâng. În atriul drept vor sosi venele cave, în timp ce în atriul stâng sosesc venele pulmonare. Din ventriculul drept va pleca trunchiul arterei pulmonare, din care se vor forma cele două artere pulmonare, iar din ventriculul stâng va pleca artera aortă. Orice circulație începe de la un ventricul și se va termina în atriul opus. Marea circulație, numită și circulație sistemică, se desfășoară astfel. Sângele pleacă de la inimă, ajunge în țesuturi și apoi se întoarce din nou la inimă. Marea circulație începe în ventriculul stâng și se va termina în atriul drept. Din ventriculul stâng al inimii pornește artera aortă, care transportă sânge oxigenat, iar prin ramificațiile ei, sângele oxigenat va ajunge în toate țesuturile corpului. La nivel tisular, are loc un schimb de gaze respiratorii, prin care oxigenul pătrunde în celule, fiind utilizat pentru producerea de energie. Dioxidul de carbon, care este un gaz rezidual, va difuza în capilarele venoase, formând ceea ce noi numim sânge neoxigenat. Sângele neoxigenat va ajunge în final în cele două vene cave, și anume vena cavă superioară și vena cavă inferioară, care îl vor vărsa în inimă, în atriul drept. Putem reprezenta schematic circulația mare. Iată, din ventriculul stâng pornește artera aortă cu sânge oxigenat, ajungând la țesuturi. Se realizează un schimb de gaze tisular, oxigenul difuzează spre celule, iar dioxidul de carbon va fi preluat, iar prin venele cave, sângele neoxigenat se va vărsa în inimă, în atriul drept. Să fixăm cunoștințele răspunzând la câteva cerințe. Numiți două vase de sânge care aparțin circulației mari și precizați pentru fiecare compartimentul inimii cu care comunică, tipul de sânge transportat și sensul circulației sângelui prin acestea. Iată, două vase de sânge care aparțin circulației mari sunt artera aortă și venele cave. Amic, compartimentul inimii cu care comunică. Artera aortă pornește
din ventriculul stâng, iar venele cave se deschid în atrul drept. Tipul de sânge transportat. Artera aortă transportă sânge oxigenat iar venele cave transportă sânge neoxigenat. Sensul circulației sângelui. Artera aortă transportă sânge dinspre inimă, spre țesuturi, în timp ce venele cave transportă sângele dinspre țesuturi spre inimă.